și eventual să îți amendeze. De asemenea, din câte știu, nu a fost decât o sesizare, o singură sesizare pe persoană, deci celelalte nu știu cum ar putea poliția să le rezolve, dar o singură sesizare a fost, sau mai precis, două sau trei sesizări au fost pentru o singură persoană care este domnul Nicu Șordan și care a venit cu copilul la meeting. Vreau să vă spun că niciuna din aceste persoane nu este din PSD, dintre cei care au făcut aceste sesizări, ci, așa cum am spus, sunt ONG-uri pentru apărarea drepturilor copilului, chiar sau persoane fizice, nu știu cât de interesate. În ultimele ore, pe rețelele de socializare au apărut foarte multe autodenunțuri de părinți care postează fotografii cu copiii în diverse orașe din țară, în piață, unde au demonstrat. Și ca un răspuns la ceea ce ați declarat dumneavoastră, ce au declarat un coleg dumneavoastră de la minister, credeți că toată această campanie acum derulată de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului se poate îndrepta ca împotriva dumneavoastră, ca... Că până la urmă, Olguța e cea care e o să-i amendeze pe părinți. Păi nu are cum să-i amendeze Olguța, pentru că poliția trebuie să facă acest lucru. Amenzile sunt între 5.000 și 10.000 de lei, din câte știu, deci nu sunt foarte mici. Iar în ceea ce privește legea, cred că este foarte clar. Citiți 272 pe 2004 și o să vedeți acolo că se precizează foarte clar că nu au voie să își expună părinții, copiii la meeting-uri. Acum eu vă mai spun o chestiune. A ieșit chiar președintele României și a inflamat, chiar din ziua respectivă au început să apară sesizările, pentru că el nu a făcut altceva decât să ceară să se încalce o lege în România. Ori în momentul în care ieși în stradă să spui că te luți pentru lege și ordine și tu ești primul care încalci legea, ceva aici nu e în regulă. Încă o dată vreau să precizez. Nu am cerut autorității să ia niciun fel de măsuri, nu poate să ia. Autoritatea doar centralizează aceste sesizări. Poliția este cea care identifică persoanele și amendează. Noi am cerut autorității să ne dea doar numărul de sesizări pentru a putea să răspundem pe 544 presări. Da, sigur că acum e la modă să spui că guvernul ți-a făcut ceva. Nu ți-a făcut nimic. Cred că însă trebuie să fii mult mai responsabil ca și părinte. Pentru că aduceți-vă aminte într-o noapte la unul dintre acele meeting-uri neautorizat, iarăși o încălcare a legii, ca să te duci la un meeting neautorizat, tu care spui că respecti legea, dar într-o noapte unui jandar mi-a fost tăiat piciorul. Un alt jandarm a fost în pericol să-și piardă ochiul, deci este foarte clar că, așa cum au avut loc protestele, puteau să fie un pericol pentru orice persoană care participa acolo. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat să se întâmple ceva unui copil. Cred că părinții trebuie să fie ceva mai responsabili, pentru că dacă cineva, legiuitorul, s-a gândit să facă o astfel de lege, înseamnă că a avut în cap ceva. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb pe domnul secretar de stat, colegul de la PNL, domnul Ploie, susține că în bugetul pe 2016 apare o finanțare pentru drumul expres Craiova-Pitești. Există în proiectul de buget o asemenea investiție? Există o valoare de 40 de milioane de lei, aproximativ 39.800, fix alocată pentru această studie de fezabilitate și proiect unic, exact cum v-a zis, autostradă, inclusiv cele două centri. Deci autostradă, nu este drum expres. Nu este drum expres. În lista posibilor candidați pentru primăria Craiova s-a mai restrâns? Pentru cine e întrebarea? Pentru oricare persoană. Domnul Flori. Nu am stabilit nicio listă mai lungă sau mai scurtă. Cine dorește să candideze, îl vom osta la momentul respectiv. Știu că sunt colegi din PSD care vor să candideze, însă nu e un subiect pe care să discutăm în acest moment. Avem alte subiecte, din păcate, strada, Iohannis, binomul, trinomul nu face agenda, nu reușim să facem agenda. Okay.
Referitor la rezoluțiile pe care, dacă îmi permiteți, pe care le-ați adoptat astăzi la Dolj, aș putea să ne spuneți în ce județ au mai fost când au adoptat astfel de rezoluții? Spuneți că ieri au fost în... Da, ieri am văzut la Giurgiu, cred, în presă. Am înțeles că la Mehedinți, la Olt, sunt la ora asta ceva de genul ăsta. Eu am vorbit cu destul de mulți colegi, în general cu cei care sunt parlamentari și sunt președintele organizații care intenționează să facă acest lucru. Acum, când au stabilit, cum au stabilit, că sunt astăzi, că au fost ieri, că vor fi mâine sau zilele următoare, și sunt pe care fiecare organizație gestionează. Dar e clar că noi am solicitat, în primul rând, să se întâlnească acest comitet executiv național, să dezbatem câteva lucruri și fiecare vine cu niște propuneri sau niște soluții. Se vorbește despre o scindare sau mai multe grupulețe în interiorul PSD. Cred că la Dolj sunt multe grupulețe în interiorul PSD. Nu există așa ceva. Este o declarație a domnului primar Chirica. Știți foarte bine că un primar se legitimează prin ceea ce face. Sau, în unele cazuri, când nu are foarte multe lucruri care să se laudă, prin populism. Eu cred că s-a depășit deja o limită, pentru că și eu sunt un critic, dar în interiorul partidului. În momentul în care ieși în afara partidului ca să spui că asta nu e bine, asta nu e bine, ce ai putea să corectezi în interiorul partidului, este clar că nu dorești binele partidului. Și din punctul meu de vedere, cred că domnul Chirică a greșit flagrant. Deci, eu continuă să fie județul cel mai mare urmă de șomeri. Are ministerul niciun plan de combatere a șomajului? Da, numai că de fiecare dată ajungem la aceeași discuție. Dolj are un număr mare de șomeri pentru că este un județ mare. Dar normal că are un număr dublu decât Carașul sau Tulcea, sau pentru că este dublu ca și populație. Sunt foarte multe măsuri pe care noi le adoptăm în perioada următoare. Chiar acum este trimis în avizare un proiect de lege, de fapt două proiecte de lege, unul pentru ucenicie și altul pentru stagiu, pentru obținerea certificatului de stagiu, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Dacă un om de afaceri dorește să angajeze un ucenic, indiferent de vârstă, ca să-l formeze profesional și să muncească în întreprinderea lui, o poate face pentru persoane între 16 și până la vârsta de pensionare și va primi de la stat suma de 250 de euro. Pe o perioadă de 3 ani, asta înseamnă că angajatorul primește de la stat aproape salariul minim pe economie. Dacă va dori un angajator să angajeze un absolvent de studii superioare, va primi o sumă de 350 de euro. Deci aici este peste salariul minim pe economie pe care îl primește de la stat. Banii respectivi vin din fonduri europene pe programul operațional Capital Uman, pe care nu l-am accesat, și urmează ca în perioada următoare să transmitem aceste proiecte de lege Parlamentului României, care să le aprobe în procedură de urgență, astfel încât să poată să intre în plată. Dar sunt mult mai multe măsuri pe care le luăm. Noi avem pe trimestre, în fiecare lună, știm ce măsură avem de adoptat. Următoarea măsură, iarăși care o să se adopte, va fi programul primul salariu. Am adoptat programul Prima Chirie pentru persoanele care vor să se angajeze la o distanță de peste 50 de km de localitatea de domiciliu și care vor primi banii pentru chirie și utilități, dar nu mai mult de 900 de lei. Și urmează, așa cum vă spuneam, programul Primul Salariu la care lucrăm. Eu zic că toate aceste măsuri stimulează foarte mult ocuparea forței de muncă. De o întrebare am și eu. Ce ne puteți spune despre problema bloților de gunoi? Știți că astăzi Comisia Europeană a dat România judecată. România a zis că să nu vă întrebați, nu știu subiectul, așa că nu vreau să fac niciun fel. Considerați
considerați că ar fi o urgență pentru programul guvernamental, gropile de gunoi? Eu știu că s-a discutat și în Asociația Municipiilor din România și știu subiectul, pentru că întâmplător am participat săptămâna trecută la o ședință a Asociației Municipiilor din România, unde am discutat pe proiectul legii salarizării unitare și acolo se dezbătea inclusiv acest subiect. Mai multe amănunte nu pot să vă spun pentru că nu l-am urmărit cu atenție. Nu mai sunt interesată pentru că nu mai sunt primar și nici nu a venit în guvern proiectul de ordonanță ca să mă peste. Și o altă întrebare. Domnul Ponta a mers la vot împreună cu copiii domniei sale. Considerați că i-a expus atunci, a fost da, da, haideți. Să le exagerăm. Eu știu la ce post lucrați, dar eu zic că totuși să ne exagerăm. Și eu am mers cu copilul la vot, cred că oricare dintre noastre merge copilul la vot, inclusiv la manifestări culturale mergem cu copiii. Dar legea spune foarte clar, la meeting-uri, adică la întâlniri cetățenești care au scopul de a face ceva către autoritățile naționale, cum anticipați evoluția relațiilor acum între dumneavoastră și, să zicem, partea adversă? Cam cât va dura acest conflict? Astăzi, la modul critică din nou, sau folosește din nou numele unor persoane din PSD, inclusiv dumneavoastră, nu prea sunt reacții, nici la nivel intern. Leomondă folosește domnul, al domnului președinte PSD, nu e un pic.